Dragi zișori, în pădure este un lup foarte fioros. Voi să nu deschideți ușa nimănui până nu auziți glasul meu și cântecul mamei. Am auzit că în sat sunt mulți ieduți și mi-e foame. Miroase a carne. Ați auzit? Noi nu avem voie să deschidem nimănui ușa. E mic și se teme de lup. Voi nu vă temeți? Lupul este mare și fioros. Dacă vine lupul, eu așa voi face. Dar eu, iată așa. Ce vă mai credeți puternici? Eu mai bine ascult de mama. Haide să ne antrenăm, vine lupul, să fim pregătiți. Ce se aude? Vine cineva? Ha, ha, ha! Am venit în fața casei. Să nu vorbesc așa. E bine. Ne vom face acuși grași și frumoși! Mai bine nu deschide! Nu! Fricos mi-e de el! Noi avem la dispoziție 5 minute ca să ne ascundem bine! E răbdare, multe șanse să câștige! El este mic și se ascunde unde vrea el! Acum eu mă duc să amiș, iar iezii se vor ascunde! 5 minute! Aici este locul lui Dani, căci când închidem patul, aici nu se vede acest loc, deloc. Dar trebuie să mă gândesc unde eu să mă ascund, dar eu știu unde să mă ascund. Iar tot! Eu am găsit un loc foarte bun pentru ascunziș. Aici este un spațiu liber și rău se ascunde. Primul ied s-a ascuns. Al doilea ied unde se ascunde? Aici. Eu. Iar eu aici mă ascund. Dau patul jos și nu mă văd. Eu zic că ascunzătoarea mea este cea mai super. Albert ne ajută pe toți, dar el încă nu s-a ascuns. Eu am plecat. Acum eu trebuie să mă ascund. Eu nu o să rămân în urmă. Eu tot. Veniți în pa, am două ascunzători. Aici, eu în cap. Iori. Acolo vă arăt un bun loc. Iori. Și aici. Eu tot în cap. Și încă unde era locul? A făcut Nutella un pic. Cu părere de rău, eu aici nu-mi cap. Așa că îl băgăm pe Iernes. Hai, Iernes. Iernes deja este ascuns. Eu mă voi ascunde între jucării. Dar eu nu știu unde să mă ascund. Eu vreau să mă ascund în dressing. Aici. Sper că sunt tare bine ascuns. Am rămas ultimul și mai am încă câteva minute.
Repede, Dani, unde te ascunzi? Aici? Hai! Nici zără mare! Plecăm în bucătărie! Acum și ne-a lupul și te mănâncă! Eu mă voi ascunde aici, în dulap! Dani schimbă lucrurile cu locul. Ce nu fac eu pentru un ascunziș? Acum aprobăm dacă încăpem. Dani, gata, se ascunde. Hai, Dani, s-a primit. Deci, gata, toți sunt ascunși. Chemăm lupul să-i caute. Acum a sosit momentul să-i caut pe izișori. Ce liniște e în casă! Începem cu baia! Oare unde sunt? Aha! Nu e nimeni! Plecăm mai departe! Aici precis e Albert sau Ernest! Deschideți! Dacă nu vreți voi, atunci eu vreau! Nu e nimeni! Probabil după ușă! Aici probabil este un ied micuț! Ha-ha! Iezii s-au ascuns foarte bine, dar mai căutăm! Venim aici! 1, 2, 3, și! Nu e nimeni! M-am supărat! Acum chiar serios, nu-i găsesc! Ce vedem noi aici? Jucării! Un ieduț aici precis că este! După draperie, nul! După plapumă, aici este. Nu-i nici aici! M-am însupat! Nu-i nimeni! Mă uit încă o dată, poate găsi. Am găsit! Unul este! E galben! E grăsuț! E gustos! E șapare! S-a scos! Cum s-a-l scot? Lupul e putere! Iată și primul ieduț! Hai să ied doi! Mănânc un alt într-însu! Carne aspră! Să mergem mai departe! Deja e interesant! Al doilea mai nu e nimeni! Interesant! Mergem aici. Ceva miroase. Nu e nimeni. Acolo. Eu vin la tine. Șase, și am găsit un ieduț, Albert! Al doilea ieduț! Adia, mami, acasă să te mănânc! Eu știam un loc, dar n-aiam timp să-l fac! Lasă altă dată, bine? Hai să... Mai am încă doi ieduți! Cât mai mulți, cu atât mai bine! La bucătărie nu am fost! Good luck!
nimeni. Căutăm în dulap. Hei! Ce aici? Frigiderul e mare. Poate și un ied mare s-a băgat. Ce? Încercăm. N-am înțeles. Nu-i niciun frigider. Să mai căutăm. Toată casa am răscolit-o și doi nu-i găsesc. Aici. Am găsit încă un ietuț. L-am găsit pe cel mai mic și fuge. Pe Dani nu-l găsesc. E înalt cât mine, însă nu-l găsesc. Unde să fie oare? Așa. Așa. Căutăm. Pe aici. Noi. Eu mă gândesc. Capra. Unde-ai fost? Că aici eu am căutat. Unde te-ai ascuns? De cine e câștigătoarea? Am fost într-un loc, când tata era în altă cameră, el a venit în altul. Eu am auzit că Andrei a fost aici în baie. Așa, bine, a venit de aici, pe ce dați mai caut încă o dată în baie? Cine se ascunde? Deci câștigătorul este... Dani!